Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Camelia Bogor, profesor de limba și literatura română la Liceul de Arte din Oradea. Titlul lecției de astăzi este numeralul. Pentru a vă aduce aminte de această parte de vorbire, despre care ați vorbit și în clasele 1-4, propun să facem împreună un exercițiu. Citește cu atenție textul de mai jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 degete, la oaltă, au semnul acesta. 10. Câte mâini aveți voi? 10, a răspuns unul clipicios. Ceilalți au râs. Aveți două mâini, că dacă ați avea 10, n-ați mai fi oameni. Da, două avem și 10 degete. Textul îi aparține lui Ionel Teodoreanu. Este selectat din opera literară Prăvale Baba. Care este cerința? Ce exprimă cuvintele subliniate în text? Care sunt cuvintele subliniate în text? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sunt acestea? Acestea sunt numere. Ne aducem aminte din clasele 1-4 că acestea sunt, ca parte de vorbire, numerale cardinale. Citește cu atenție textul de mai jos. Dar orice lucra, noaptea se surpa. A doua zi iar. A treia zi iar, a patra zi iar lucra în zadar. Textul este selectat din balada Monastirea Argeșului. Ce exprimă cuvintele subliniate în text? Care sunt cuvintele subliniate în text? A doua, a treia, a patra. Ce exprimă acestea? Ordinea obiectelor prin numărare. Ca și parte de vorbire, aceste cuvinte subliniate sunt numerale. Arătând ordinea obiectelor prin numărare, vor fi numerale ordinale. Iată definiția numeralului. Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare. El se clasifică în două mari categorii. Numeral cardinal și numeral ordinal. Numeralul cardinal exprimă un număr. Ați avut acolo în text exemple ca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numeralele cardinale sunt de două feluri, simple și compuse. Cele simple sunt de la 1 la 10, 100, 1000, milion și miliard. Cele compuse sunt cele de la 11 la 19, formate din numeral plus prepoziția spre plus 10, de la 20 la 99, formate din numeral plus 10 plus și plus numeral, și de la 100 în sus, formate din numeral care exprimă sute sau mii, plus numeral simplu sau compus. De exemplu, numeralul 12. Sunt convinsă că știți că este format din numeralul 2 plus prepoziția spre plus 10. Numeralul 85 este format din numeralul 8 plus 10 plus și plus numeralul 5. Numeralul 2920 este format din numeralul 2000, care exprimă miile, 900, care exprimă sutele, plus numeralul compus 20, format din 2 plus 10.
Să facem acum un exercițiu cu numeralul cardinal. Indică forma corectă de rostire și descriere a următoarelor numerale. 6, 6, 14, 14, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 60, 60, 50, 50. Haideți să vedem acum care sunt formele corecte și care sunt formele greșite. 6, 6. Forma corectă este 6, nu 6. Dintre variantele 14, 14 și 14, varianta corectă este 14, celelalte fiind greșite. Dintre variantele 16, 16 și 16, varianta corectă este 16. 17, 17, 17. Varianta corectă este 17 și nu 17, nici 17. Dintre variantele 18, 18, 18 și 18, singura variantă corectă este 18. 19, 19, 19. Singura variantă corectă este 19. Dintre variantele 60 și 60, varianta corectă este 60. Iar dintre variantele 50 și 50, singura variantă corectă este 50. Alege forma corectă a numeralelor cardinale din enunțurile de mai jos. Ne-am întâlnit la ora 12 sau 12? 12 sau 12 fete vor veni la petrecere de ziua mea? Am pus pe masă 12 sau 12 tacâmuri? În cazul primului enunț, ne-am întâlnit la ora 12 sau 12. Varianta corectă este ne-am întâlnit la ora 12. De ce? Pentru că numeralul cardinal 12 trebuie folosit la forma de feminin atunci când se referă la substantive feminine sau neutre. Ora este un substantiv de genul feminin. Deci, varianta corectă va fi ne-am întâlnit la ora 12. 12 fete vor veni la petrecerea de ziua mea. Aceasta este varianta corectă, deoarece substantivul fete este de genul feminin. Am pus pe masă 12 sau 12 tacâmuri. Varianta corectă este am pus pe masă 12 tacâmuri. Un tacâm, două, ceea ce înseamnă că substantivul este de genul neutru. Trecem acum la numeralul ordinal. Numeralul ordinal indică ordinea obiectelor prin numărare. Am avut acolo un text, a doua, a treia, a patra. După cum avem și variantele al doilea, al treilea, al patrulea. Numeralul ordinal are forme diferite, așadar, după gen. Iată, la genul feminin a doua, la genul masculin al doilea, genul masculin al treilea, genul feminin a treia, genul masculin al patrulea, genul feminin a patra. Numeralul ordinal se formează astfel. La genul masculin și neutru, din articolul genitival al, plus numeral cardinal, plus articol hotărât le,
și plus particula a. De exemplu, al treilea. Este articolul genitival al, numeralul cardinal 3, articolul hotărât le și particula a. Al șaselea. Articolul genitival al, numeralul cardinal 6, articolul hotărât le și particula a. La genul feminin. Din articolul genitival a plus numeral cardinal plus articol hotărât a. De exemplu, a treia, articolul genitival a plus numeralul cardinal 3 și plus articolul hotărât a. A șasea, articolul genitival a plus numeralul cardinal 6 și plus articolul hotărât a. Iată și un exercițiu pe care îl propun pentru numeralul ordinal. Alege forma corectă a numeralelor din enunțurile următoare. Mihai este al 10-lea sau al 10-lea elev în catalog. La ora de istorie vom discuta despre importanța zilei de 1 sau 1 decembrie pentru români. Al 9-lea sau al 9-lea coleg îmi este prieten bun. Am studiat la istorie secolul al 18-lea sau al 18-lea. I-am împrumutat cartea mea celui de-al 30-lea sau celui de-al 30-lea copil din primul rând. El este elev în clasa 1 sau el este elev în clasa 1-a? Prietenul meu este născut pe 1 iulie sau pe 1 iulie? Haideți să vedem care este forma corectă a numeralelor din enunțurile date. Mihai este al 10-lea sau al 10-lea elev în catalog? Mihai este al 10-lea elev în catalog. De ce? Pentru că numeralul ordinal al 10-lea este format din articolul genitival al, numeralul cardinal 10 și articolul hotărât le și particula a. La ora de istorie vom discuta despre importanța zilei de 1 sau 1 decembrie. Corect este să spunem 1 decembrie. Pentru indicarea primei zile a fiecărei luni, trebuie folosit numeralul ordinal și nu cel cardinal. Deci spunem corect 1 decembrie, scriem cu litere mari pentru că este o sărbătoare națională, și nu 1 decembrie. Al 9-lea sau al 9-lea coleg îmi este prieten bun. Corect este să spunem al 9-lea coleg. De ce? Pentru că numeralul ordinal al 9-lea este format din articolul genitival al plus numeralul cardinal 9 plus articolul hotărât le și plus particula a. Am studiat la istorie secolul al 18-lea și nu al 18-lea. Spunem 18 și nu 18. De aceea, varianta corectă este al 18-lea. I-am împrumutat cartea mea celui de-al 30-lea sau celui de-al 30-lea copil din primul rând. I-am împrumutat cartea mea celui de-al 30-lea. De ce? Pentru că acest numeral ordinal este format din articolul genitival al, numeralul cardinal 30, nu 30, articolul hotărât le și particula a. El este elev în clasa 1 sau în clasa 1-a? Conform regulilor din 2002, sunt corecte ambele variante, atât clasa 1 cât și clasa 1-a. Prietenul meu este născut pe 1 sau 1 iulie? Prietenul meu este născut pe 1 iulie. Spuneam înainte că pentru indicarea primei zile a fiecărui luni trebuie folosit numeralul ordinal și nu cel cardinal.
Deci avem 1 iulie și nu 1 iulie. Formează numerale ordinale de la următoarele numerale cardinale. 2, 10, 14, 30, 49, 100, 101, 200, 1000, 1141, milion și miliard. Iată și răspunsurile la acest exercițiu. De la numeralul cardinal 2, pentru masculin și neutru, formăm numeralul ordinal al doilea. La feminin, avem numeralul ordinal a doua. De la numeralul 10, avem pentru masculin și neutru forma al zecelea, iar pentru feminin a zecea. Ne reamintim că numeralul ordinal este format din articol genitival al, numeralul cardinal 10, articolul hotărât le și particula a la masculin și neutru, iar la feminin articolul genitival a plus numeralul cardinal 10 și plus articolul hotărât a. De la numeralul cardinal 14, la masculin și neutru, formăm numeralul ordinal al 14-lea, iar pentru feminin avem a 14-a. De la numeralul cardinal 30, formăm la masculin și neutru numeralul ordinal al 30-lea, iar la feminin a 30-a. De la numeralul cardinal 49, formăm la masculin și neutru numeralul ordinal al 49-lea, iar la feminin a 49-a. Iar de la numeralul cardinal 100, formăm numeralul ordinal la masculin și neutru al 100-lea și la feminin a 100-a. Mai avem câteva numerale din exercițiul dat. 101. Numeralul cardinal 101. La masculin și neutru avem numeralul ordinal al 101-lea. Sunt convinsă că știți și de ce. Pentru că avem articolul genitival al, numeralul 101, articolul hotărât le și particula a. Iar la feminin avem numeralul ordinal a 101. Avem articolul genitival a, avem numeralul și la capăt avem articolul hotărât a. De la numeralul cardinal 200. La masculin și neutru avem forma numeralului ordinal al 200-lea, iar la feminin a 200-a. De la numeralul cardinal 1000, avem la masculin și neutru numeralul ordinal al 1000-lea și la feminin a 1000-a. De la numeralul cardinal 1141, la masculin și neutru avem al 1141-lea. Sigur, știți de ce? Avem articolul al, avem numeralul cardinal 1141, avem articolul le și particula a. Iar la feminin
A 1141. Avem articolul genitival A, numeralul cardinal și articolul hotărât de la capăt A. De la numeralul cardinal milion, avem numeralul ordinal la masculin și neutru al milionulea, iar la feminin a milioana. Iar de la miliard, la masculin și neutru avem al miliardulea, iar la feminin a miliarda. Ultimul exercițiu propus este următorul. Sunt corecte toate formele din seria A, a cincea, al optelea, 14, 16, 18. Seria B, a cincea, al optulea, 14, 16, 18. Seria C, a cincea, al optilea, 14, 16, 18. Și ultima serie, seria D, a cincea, al optelea, 14, 16 și 18. Să luăm pe rând fiecare formă din fiecare serie. A cincea nu este corect. Este corect a cincea. Al optelea, din nou, nu este corect. Este al optulea. 14 nu este corect. Este 14. 16 nu este corect. Este 16. Și 18. Singura formă corectă este 18 din această serie. Seria B. A cincea, corect. Al optulea, corect. 14, corect. 16, corect. Și 18. Toate cuvintele din această serie sunt corecte. Seria C. A cincea, corect. Al optilea, nu este corect. 14, corect. 16, corect. 18, nu este corect. Deci, sunt corecte formele a cincea, 14, 16. Două forme nu sunt corecte. La seria D, a cincea, nu este corect. Al optelea, nu este corect. 14 este corect. 16 nu este corect. Spuneam că este 16. Și 18. Corect. Avem aici trei forme incorrecte și două forme corecte. Răspunsul la acest exercițiu este seria B. Seria B are toate formele corecte. Acum știm că numeralele sunt de două feluri. Numerale cardinale și numerale ordinale. Numeralele cardinale exprimă un număr și sunt de două feluri. Simple, de exemplu 2, 3, 5 și compuse. 12, format din 2 plus pre plus 10. 150, format din 100, 5, 10. 2020, format din 2, mi, 20. Numeralul ordinal exprimă ordinea obiectelor prin numărare și are forme diferite după gen. Numeralul ordinal, la masculin și neutru, se formează din articolul genitival al plus numeralul cardinal plus articolul hotărât le și plus particula a. De exemplu, al șaselea
Avem aici articolul genitival al, numeralul cardinal 6, articolul hotărât le și particula a. Iar la genul feminin, din articolul genitival a, plus numeralul cardinal, plus articolul hotărât a. De exemplu, a șasea. A este articol genitival, numeralul este 6, iar articolul hotărât este a. Eu vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit. Până data viitoare, vă doresc să fiți sănătoși și bucuroși. Pe curând!